Am decis să pun capăt firmei pe care o aveam încă din 2019. Îmi pare rău un pic, ce-i drept, însă am învățat foarte multe lucruri în toată această perioadă. Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi vom vorbi despre moartea, ca să zic așa, societății mele, pe care am înființat-o eu în 2019. O moarte pe care am dorit-o și pe care am pus-o în aplicare, ca să zic așa, de ceva săptămâni bune, de când am depus prima etapă în ceea ce privește radierea societății. Am constituit acea firmă sau această firmă tocmai pentru a învăța tot ceea ce înseamnă latura aceasta antreprenorială. Așa cum v-am spus, eu sunt avocat și aceasta este meseria mea de bază din care îmi câștig bani. Însă am vrut să văd și ce îți rezervă mediul antreprenorial. Noi, ca avocați, nu avem voie să fim asociați unici într-o societate, așa că a trebuit să fiu asociat cu cineva în această societate. Totodată nu avem voie să fim administratori într-o societate. Așa spune statutul profesiei de avocat, pe care eu l-am respectat pe deplin. Revenind, am făcut această societate tocmai pentru a lua acel vibe, a lua acel puls al mediului antreprenorial și să văd cu ce se mănâncă această titulatură de patron. Noi, românilor, ne place foarte mult să folosim titulatura: băi, sunt patron, am firma mea, am business-ul meu. Însă toate aceste lucruri nu înseamnă că m-au făcut un antreprenor. Nici pe departe. Sunt, din punctul meu de vedere, undeva la piciorul broaștei, deci sub nicio formă vă rog să nu mă considerați așa. Fac aceste vloguri, așa cum am mai spus-o de 1000 de ori, tocmai pentru a învăța împreună cu voi cu ce se mănâncă acest mediu. Un mediu de business care face cu ochiul oricărui tânăr, oricărei persoane care este un pic așa mai răzvrătită, mai rebelă, parcă nu este de acord cu acel 9 to 5. Însă, revenind, astăzi o să vă prezint 5 aspecte pe care eu le-am învățat și pe care vi le recomand să le luați în calcul atunci când doriți să vă înființați o firmă și să aveți business-ul vostru. Pentru că dacă nu le veți lua în calcul, în mod cert, o să ajungeți fix în poziția mea. Eu am ajuns în această poziție din simplul fapt că în acest an, poate și anii viitori, aș vrea să mă focusez mai mult pe mine, pe tot ceea ce înseamnă liniștea mea, tot ceea ce înseamnă latura personală a vieții mele, relația pe care o am, și am spus că este mai bine să mă focusez pe avocatură, iar dacă va veni, când va veni un moment să încep un business, atunci voi lua tot ceea ce am învățat în acești ani din 2019 până în 2023 și voi aplica în mod cert cu succes. Însă astăzi vă prezint 5 aspecte pe care eu le-am învățat și care poate le-ați mai auzit pe alte vloguri, însă eu le-am învățat pe pielea mea. Am plătit ca să învăț aceste chestiuni și sunt aici să vi le împărtășesc și vouă. În primul rând, timpul este esențial în orice business. Nu ai cum să te împarți, nu ai cum să te împarți în mai multe locuri, nu ai cum să te clonezi. Tocmai de aceea, mai ales la început, ar trebui să te dedici acelui business. Vei avea foarte mult de muncă, uită de programul acela de 9 to 5, vorbim de 12, 13, 14, 15 ore de muncă zilnic, poate chiar și în weekend. Gândește-te că tu vei fi persoana care va da cu capul, tu vei fi persoana care va apăra poarta. Deci ia-ți adio de la weekenduri și multe momente pe care va trebui să le sacrifici, momente pe care poate ai dori să le petreci cu cei dragi, dar ia ca le petreci la birou. Deci timpul este esențial atunci
când încep o afacere, mai ales la început. Planul de afaceri este extraordinar de important. Un research al pieții, da? O analiză a pieții concurențiale în domeniul în care vrei să activezi este iarăși esențială această perspectivă a unui business. Planul de afaceri te va ajuta să vezi dacă în cele din urmă vei atinge țelul tău, vei atinge targetul tău. Nu îți înființa o firmă pe premiza lasă că văd eu ce fac. Nu va merge, îți garantez, absolut deloc. Să-ți înființezi o firmă durează aproximativ 3-4 zile de la momentul la care depui dosarul de înființare. Iarăși vin și îți spun acest lucru din moment ce sunt avocat și fac această muncă juridică. Să îți radiezi o companie durează aproximativ 40, 45, 50 de zile. Deci se va radia la fel de ușor și o societate. Însă ce se întâmplă cu banii pe care îi investești, ce se întâmplă cu banii pe care îi pierzi, pentru că va trebui să plătești un contabil, poate un avocat care se ocupe de înființarea firmei și așa mai departe. Plus timpul tău pe care l-ai investit și pe care nu-l vei mai recupera niciodată. Tocmai de aceea nu îți înființa o firmă și nu încerca să speri la mai bine. Da, există într-adevăr cazuri atunci când, spre exemplu, o persoană face, de exemplu, web design. Da, să luăm un caz. Și face un site vărului, încă un site nepotului, un alt site unui alt client recomandat de acești doi clienți și bineînțeles că la un moment dat va avea nevoie de o formă de organizare, pentru că acei clienți îl vor recomanda dacă va face treabă bună și va exista acea nevoie de o formă de organizare, fie că vorbim de un PFA sau de un SRL. Da, atunci se impune să se înființeze o formă de organizare, dar marea majoritate își fac o firmă și speră că vor reuși. Lucru eronat. Nu faceți acest lucru. Toată lumea spune că trebuie să-ți placă ceea ce faci. Nu este un mit dacă te vei trezi zilnic și, spre exemplu, vei face o muncă de curierat. Da, într-adevăr, nu este ca și cum ai neapărat business-ul tău, pentru că în linii mari vei lucra, da, pentru o aplicație, să spunem. Da? Dar tot vei lua contact cu anumite aspecte a ceea ce înseamnă să deții un business. Revenind, dacă nu ți va plăcea să faci acea activitate, să iei coletul din punctul A și să-l duci în punctul B, fie că vorbim de o vreme foarte călduroasă sau o vreme pe care o avem zilele acestea afară, îți garantez că toată această experiență pentru tine va fi un chin. Deci nu este un mit. Fă ceea ce îți place. Îți plac animalele, gândește-te poate la un business în industria de alimentație a animalelor. Îți plac gadgeturile? Perfect. Fă un business pe latura aceasta de gadgeturi, un magazin online, habar n-am. În orice caz trebuie să-ți placă ceea ce faci. Mare atenție, vei avea nevoie de un contabil bun și de un avocat care să te ajute pe alocuri, pentru că de avocat în linii mari nu vei avea nevoie chiar tot timpul. Însă de un contabil în mod cert vei avea nevoie, dacă vorbim de un SRL. Pentru un PFA în linii mari ai putea să-ți ții chiar și tu contabilitatea, pentru că vorbim de o contabilitate în partidă simplă. Însă, dacă nu vei găsi un contabil bun, și aici îți va fi extraordinar de greu, crede-mă, eu mi-am schimbat pe partea aceasta de avocatură contabilul sau contabilii odată la un an jumate, până la momentul la care nu am mai suportat și am decis să-mi țin singur contabilitatea. Există programe speciale, ca să zic așa, de contabilitate care te ajută în acest sens. Dacă nu vei avea un contabil bun, nu vei avea acea încredere în tine că ești în regulă, că toată activitatea ta este legală din punct de vedere fiscal,
Chit că tu vrei să fii la punct și virgulă cu toate aspectele fiscale, poate contabilul tău omite anumite aspecte. Tocmai de aceea este imperios necesar să-ți găsești un contabil foarte bun, chiar dacă îl vei plăti mai mult. Totodată, avocatul te va degreva de anumite activități juridice, de anumite drumuri la Registrul Comerțului, poate de obținerea unor autorizații, timp în care tu te vei putea focusa pe afacerea ta. Acel timp este esențial. Nu te gândi că dacă economisești 500-600 de lei, cât vei plăti un avocat, poate să-ți facă anumite proceduri la Registrul Comerțului, te vei îmbogăți cu acei bani. Nu. Cheltuiește acei 500-600 de lei și focusează-te pe afacerea ta. Vezi ce poți să dezvolți, vezi ce poți îmbunătăți, vezi ce anumite aspecte poți schimba la afacerea ta ca să fie și mai competitivă. Ultimul aspect, aspect cu care mă confrunt eu, ca să zic așa, nu începe o afacere dacă nu te simți pregătit să faci acest lucru. Eu, spre exemplu, anul acesta nu vreau să mai aud de afaceri, nu vreau să mai aud de a începe o afacere, nu vreau să aud de planuri de afaceri, vreau să mă focusez pe latura aceasta de a mă dezvolta pe mine, de a-mi fi bine mie, de a mă simți în regulă cu mine. Fiecare dintre noi poate avem niște afecțiuni, poate vorbim de afecțiuni de ordin fizic, poate vorbim de afecțiuni de sănătate mentală, nu știu, depresie, anxietate și așa mai departe. Sau poate nu le, poate mulți dintre voi nu au aceste probleme. Ei, atunci când există, ai face bine să te focusezi numai pe tine pentru a-ți rezolva aceste aspecte, da, de sănătate. Iar mai apoi, liniștit, peste un an, 2, 3, te poți focusa fix pe afacerea pe care îți dorești să o dezvolți. Nu trebuie să-ți fie rușine că ai deschis sau că ai înființat o firmă, iar mai apoi a trebuit să o radiezi. Da, the smart thing to do este să o radiezi, să nu o lași acolo agățată în ideea că se va radia singură. Nu, nu se va întâmpla acest lucru, sau dacă se va întâmpla acest lucru, tu te vei alege cu cazier fiscal, cazier fiscal care nu îți va permite să fii asociat sau administrator într-o societate viitoare până nu îți rezolvi aceste probleme sau acele probleme din cazierul fiscal. Deci nu trebuie să-ți fie rușine că trebuie să faci acest pas, pentru că este poate doar o etapă intermediară până la momentul la care vei fi pregătit să îți înființezi propria ta firmă și să ai propria ta afacere de succes. Dragii mei, acesta a fost vlogul. Sper că v-a ajutat și v-a motivat și v-a liniștit în aceeași măsură pentru a face un pas poate înapoi sau pentru alții un pas înainte în ceea ce privește dezvoltarea sau începerea unei noi afaceri. Eu vă mulțumesc tare mult și vă urez numai bine până data viitoare. Pa, pa!